Hello! Hey! Prima escapadă după perioada de stat în casă. Am hotărât să venim pe cheile nerei la Ochiu Bay. Avem și declarație. E aici cu noi. Am bifat corect punctul 8 pentru o drumeție. Și tocmai am intrat în parc. Cât ai plătit pe taxa de... 5 lei de persoană, de 10 lei în total. Iar mașina am lăsat-o chiar acolo unde se plătește și taxa. Am preferat să avem un traseu puțin mai lung, având da. Că a fost o perioadă așa de lungă în care am stat în casă. Da, puteam să mergem cu mașina pe drumul acesta, în drum forestier. Dar am decis să lăsăm mașina chiar unde e accesul în parc și să mergem pe jos. Urmează să parcurgem traseul de aproximativ 2-3 ore până la Ochiu Bay și la Cascada Băușnița și revenim cu impresii de pe traseu, fotografii și filmări. Găsit. O floare pe care atunci când eram mică și mă jucam cu fetele în fața blocului, ziceam că sunt banane. Ia cum așa. Le vindeam la prozoarul nostru. N-are niciun miros. După 2 km și jumătate de la începutul traseului, am ajuns la prima oprire, la Cascada Băioagă. Hai să vedem cum este jos. Hai. Primul popas la Cascada Băioagă. Am făcut câteva poze. E drăguț, se coboară câteva trepte, cum ar veni. E ușor de ajuns și a meritat. Iar acum mergem mai departe spre păstrăvărie. Unde o să facem o mică oprire de... un picnic. Am făcut aproape 3 km până acum. Avem mai încă... am 3 jumătate. Da, avem încă 3. La păstrăvărie. Ce vrei să mănânci? Hai să vedem ce au. Hai. Prima pauză. Am găsit mici. Primul picnic. Aveam foarte. Și păstrăv, dar noi am preferat să mâncăm ce mici proaspăt culeși din râu. După ce ne-am încărcat bateriile cu 3 mici împărțiți și cu o cola rece, am pornit practic pe traseul propriu-zis care merge la Ochiul Bay. Trei sfert de oră, arătat de la păstrăvărie, da, până la lac. De la păstrăvărie, practic, până la lac, avem de mers 45 de minute, la mers lejer. Noi am mai făcut deja cam 2 ore de mers, 6 km aproape, așa că am făcut traseul pe varianta hard. Am ajuns la Ochiul Bay. Drumul de la păstrăvărie până aici a fost foarte lejer, deci clar asta este varianta câștigătoare pentru cei care vor un traseu mai scurt. Foarte, foarte frumoasă este culoarea lacului, care e așa de un albastru turcoaz. Noi vrem să ne continuăm drumul spre Cascada Băușnița și sunt curioasă și acolo cum este. După 8 km și jumătate am ajuns la capătul traseului, la cascadă, la Cascada Băușnița. Care de această dată este cam secată. Da, cred că cineva a uitat să dea drumul la robinet. Probabil. Să vă arătăm și vouă cum arată o cascadă fără apă. Cam așa. Dar noi ne bucurăm de ziua pe care am avut-o.
Da, au fost 20 de grade tot traseul. Am făcut până acum 8,6 km. Deci o să facem total undeva la peste 17 km până la mașină. Pentru cei care parchează la păstrăvărie este mult, mult mai ușor. Traseul complet este de, cred că vreo 6-7 km. Dar ne-am bucurat de prima escapadă după izolare. Trebuie să fie așa mai serioasă, nu doar o plimbă. Am intrat direct în pită, cum s-ar spune. Și mai stăm acum un pic aici, ne facem niște poze și după aceea ne întoarcem către mașină. Și probabil pe traseul de întoarcere ne vom și gândi ce facem weekendul viitor. Mai ales că este o zi în plus. Da. Deci da, dacă aveți idei pentru noi de ceva locuri din România în care ați fost, lăsați-ne un comentariu și... Puteți să lăsați un comentariu, puteți să numai să țineți cont că noi suntem din Timișoara și am preferat să fie cât de cât accesibil de ajuns din Timișoara. Sper că s-aude destul de bine, doar ce cascada, zici că suntem la duș. Da, nu este sunetul la care mă așteptam, așa, impunător, dar da, ok. Am făcut un mic duș aici, să zicem. Da. Bun, hai. Să mergem spre mașină. Mergem. Și traseul nostru pe ziua de astăzi. Hai să mă văd eu. Suntem puțin obosiți, dar da. Am meritat. Da, putem să facem rezumatul. Ceasul îmi spune că am făcut 16,7 km. Am mers în total 5 ore și jumătate plus pauzele de fotografie și de pentru filmări. Dar suntem un pic obosiți, dar am meritat. În momentul să mergem spre Timișoara, eu am cules și niște soc de pe drum, abia aștept să fac mâine o socată, să ne bucurăm așa de o parte din ziua de astăzi și mâine în Timișoara. Da. Mulțumim celor care ne-au urmărit până la final. Dacă vă plac clipurile noastre, nu uitați să dați un subscribe și să ne vedem la următoarea excursie. Mulțumim! Ciao!